Emoții azi pentru campioana Constantina Diță Tomescu. Cea care a câștigat Olimpiada de la Beijing din 2008 la 38 de ani a plâns în fața picturii murale realizate în cinstea ei în orașul în care își are domiciliul în buletin, deși locuiește în America. Și acum că văd aici în centrul orașului, unde eu, orașul în care m-a descoperit ca sportivă, am făcut sport 15 ani pe stadionul nostru municipal, dealul Târgului, unde ne antrenam și făceam câte 30 de kilometri. Și mă bucur că domnul primar și cu Adrian au avut această inițiativă ca eu să fiu în centrul orașului și vis-a-vis de primăria municipiului Târgu Jiu. Eu vă mulțumesc că sunteți cu toții astăzi alături de mine aici. Fotografia din care a fost inspirată pictura murală de la Târgu Jiu este de la maratonul considerat cea mai grea probă pe care l-a câștigat la Jocurile Olimpice de la Beijing. Și vă spun că am aceleași emoții. Chiar mergeam spre pictura aici, deja mă treceau la tunel pentru că este munca mea care am făcut-o înainte de Jocurile Olimpice 20 de ani la rând și după 20 de ani am câștigat aurul olimpic. Niciodată nu m-am dat bătută, am mers în continuare, chiar dacă în 2004, când am fost la Jocurile Olimpice de la Atena, nu am prins medalie, am zis că voi continua și voi munci în continuare până la Jocurile Olimpice de la Beijing. Dumnezeu mi-a fost lângă mine ziua cu maratonul și am câștigat aurul olimpic când am intrat pe stadionul olimpic și am văzut atâta lume la ora 9:30 dimineața, să vezi 90 de oameni în stadion, deci nu venea să cred. După o tură cu fosta elevă pe stadionul din Târgu Jiu, primul antrenor al campioanei olimpice povestește cum a descoperit-o pe atletă. La o fază județeană de cross, care s-a ținut la fabrica de confecții, trebuie să trag aerul puțin că alergai, simt răvind, da. Și acolo fi mai mulți profesori, antrenori care eram pe acolo, m-am depisat-o că am văzut cum alergă. După aceea m-am dus acasă la părinți, am vorbit cu părinții, ar fi vrut să o lase, n-ar fi vrut, dar până la urmă i-am convins. I-am asigurat transport gratuit de la Turburea până la Târgu Jiu pe tren și a fost încântată. În pături pe aici, urcam dealul și iar reveneam. Seara se ducea la școală dimineața la ora 8, de acasă se dreaște până la școală 5 km, ieșea de la școală, nu se mai ducea acasă, că n-avea timp, că avea tren la 3:30, adică la 15:30, venea la antrenament și seara pleca la 8, de aici ajungea la 10 și am spus, Pușa, dacă vrei să fii campioană, de la gară până acasă duci în alergare ca să ajungi mai repede. Deci mai făcea un antrenament. La Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, când a câștigat medalia de aur la maraton la 38 de ani și jumătate, Pușa, cum este alintată Constantina, oprea cronometrul la 2 ore 26 de minute și 44 de secunde.